condiții la standarde europene. De asta vor avea parte din toamnă copiii care se vor înscrie la creșa din Auri. Autoritățile locale din Mioveni au făcut recepția lucrărilor de amenajare a curții interioare a creșei. Am avut o lucrare de amenajare exterioară, asta însemnând în împrejmuirea pe care o vedeți cu acest gard frumos, însemnând curtea interioară, pentru că era un teren viran, știți și dumneavoastră, însemnând această stradă care este, începe de la porțile de intrare și iese în Stanciu Mihoveanu, însemnând acea amenajare a spațiului verde în partea dreaptă de urcare de la Iulia Zanfirescu pe acele trepte. La recepție au fost prezenți și reprezentanți ai firmei constructoare care au întâmpinat ceva probleme pe perioada lucrărilor. Pe parcursul lucrării au mai fost niște probleme, în sensul că am făcut niște modificări. Aceste trepte nu erau făcute cu mozaic, erau decât făcute cu beton și am zis să dăm o notă mai deosebită și le-am făcut cu mozaic. Pe urmă, am făcut în zona grădiniții, în curtea interioară, nu era, am trecut pe proiect partea de pluviale, să preluăm toată apa pluvială după clădire și am băgat-o în canalizare, să nu mai fie nevoie să curgă prin curte și iarna să alunece copiii. Lucrarea a fost licitată anul trecut, iar perioada de execuție a fost de 6 luni. Costurile s-au ridicat la 5 miliarde de lei.